Bună seara și bine v-am regăsit la NCN. Sunt Victor Lungu. Începem așa niște mici probe, dacă o să vedeți că discutăm cu colegii noștri din țară, e pentru a pregăti emisia națională. În această seară o să încep să vorbesc întâi cu un coleg de-al meu de la Sălaj, cu Eduard Fărcaș, pentru că ne va face o legătură foarte frumoasă pentru discuția cu invitatul din această seară, domnul Emanuel Ungureanu, deputatul USR. Bună seara, bine ai venit la noi, Emanuel. Bună seara, bine v-am regăsit. O să discutăm așa, despre acele mici mafii de cartier, știi, de care am mai discutat noi. Acele mici mafii așezate, un procuror, un judecător, un medic, un politician. Alea sunt mari mafii, nu sunt mici. Micuțe, că sunt la noi în județ. Deci, județul nostru e mare. Da, dar acum să vezi un județ mai mititel care are o mafie mult mai mare. A, și Sălaj. Vorbim despre județul Sălaj. Și împreună cu colegul nostru, Eduard Fărcaș, bună seara! Servus, Edi! Eduard, aș vrea să discutăm un pic despre ciorbele acelea de taină care se fac la voi la Sălaj, unde ștabii Sălajului, adică procurorul Bologa, șeful SRI Noje și șeful de la Finanțele Publice, Butirii, croșetează așa la o micuță ciorbă destinele județului. Spune-ne și nouă... Am aflat după ce am publicat acel material, am aflat în următoarea zi, că de fapt acele ciorbe sunt frecvente. Păi, e normal. Ei merg, pentru ei e ceva normal să meargă la câte o ciorbă. Unde se servește și o ciorbă. Deci ei merg la ciorbă și ce fac ei acolo? Pun la cale județul, așa-i? Cam așa. Deci încearcă să le explici celor care... Problema lor pe da? Care au, cum să zic, n-au evitat-o pentru că n-a avut cine să le pună până acum piedică. Problema lor a fost că se expun public. Dar bun, înseamnă că n-au niciun ei fel merg, de jenă, ei nu? Merg, exact, ei merg pe terase la restaurante, îmi spun ospătarii de acolo, vezi că i-am văzut pe XYZ împreună, cum ai spus tu, șef de SRI, șef de poliție, procurori. Șef de finanțe. Și pentru ei e ceva normal ce se întâmplă. Da, lângă mine este deputatul clujan Emanuel Ungureanu. Domnia sa este foarte activ în această zonă a acestor mafii care se întrepătrund și care pun țara la cale și o pun așa de bine la cale de la ei din fotoliu sau din fața unei ciorbe, după cum observăm acum, încât practic ajunge să nu mai respire nimeni pe lângă ei în județ. Iar justiția sau tot ce se face, afacerile, sunt de fapt la degetul lor mic. La fel se întâmplă și în Sălaj. La fel se întâmplă și în Sălaj și ai văzut cazul cu doamna Ștef. Exact. Nu vrei să dezvolți un pic cazul acesta al doamnei Ștef? Am auzit pe surse, dar o să dezvăluim la un moment dat adevărul, că acea scrisoare este adevărată. Acea scrisoare există. Și e semnată chiar de doamna Ștef, dar la presiunile unora sau altora a decis a doua zi, când s-a trezit de dimineață, să inventeze acest plagiat de semnătură. Am înțeles. Deci, ultima întrebare, Edi. Ai primit cumva mici atenționări din partea acestor băieți deștepți ai județului tău că ar fi timpul și cazul să o lași mai moale? Am primit destul de multe amenințări de la mai marii județului nostru. Cel mai elocvent caz fiind blocarea pe Facebook a domnului Crin Bologa, pe lângă amenințările care îmi vin de la colegii din presă. Colegi care primesc tot felul de subiecte direct pe Facebook sau mesaje prin mesaje sau se sună între ei. Știi ce mi s-a părut foarte interesant în cazul Ștef? Te rog. Eu nu știu despre ce vorba și s-ar putea să nu știe nici cei care sunt. O să explicăm imediat. Mi s-a părut foarte interesant în cazul Ștef că a doua zi de dimineață toți procurorii și toată lumea bună din județ era foarte agitată. Așa. Când noi presa sunăm să ni se dea câte o declarație, câte un amănunt din dosar, să ni se dea ceva pe legea 544, nu ne răspunde nimeni. Nu suntem băgați în seamă. Noi presa care scriem adevărul. Care încercați să mai faceți care ceva. Care nu stăm după fundurile lor. Bine, Eduard. În schimb, a doua zi,
Ei ne-au sunat în continuu, ne-au trimis comunicate, ne-au zăpăcit, publicați, faceți dezinformare, scrisoarea nu e adevărată. Am înțeles. Eduard, îți mulțumesc. Rămân eu cu domnul deputat să explicăm celor care se uită la noi despre ce este vorba. Acea doamnă judecătoare Ștef a scris o scrisoare pe care a trimis-o la înalta, la ei, la CSM, știi? În care a spus în felul următor, că tot ceea ce se stabilește în materie de justiție în județ la ei, se stabilește la nivel de procuror, șef de SRI, și că ei urmăresc cu foarte mare atenție și interes tot ceea ce se întâmplă și cum se dezvoltă anumite procese. Dacă judecătorul e conform, dacă știe să dea sentința în conformitate cu directivele trasate, știi, ordinul de zi pe unitate, cum era într-o vreme. Ori a apărut în presă respectiva scrisoare și a doua zi doamna Ștef zice, nu, este un fals grosolan, eu n-am făcut așa ceva, n-am. Îți dai seama cam ce presiuni s-au făcut asupra domniei sale. Iar domnul Crin Bologa, care acum este procuror acolo, are o carieră frumoasă și la Cluj. Între ghilimele frumoasă. Da, mie mi-aduce aminte foarte nefericit. Nu mi se pare nimic de râs, nimic de zâmbit. Mi se pare o dramă pe care o avem ca stat, că structurile de informații s-au implicat în procesul penal. Este un lucru de o gravitate extremă, despre care eu am vorbit cu mult înainte de a fi deputat, amintindu-vă clujenilor că despre traficul de organe pe care îl făcea Lucan în Cluj, încă din anii 2000, 2004, 2005, eu am făcut vorbire atunci când era procuror șef DICOT, doamna Teodora Molnar, după aia când a venit domnul Mircea Hrudei și n-am apucat să ajung la domnul Mănăilă, care oricum nu știe nimic. Da. Deci aici este clar. Și că erau implicate organele statului, că practic... Nu erau implicate și o să vă spun... În ce erau implicate? Nu erau implicate în anchetă, dar erau implicate... Nu erau implicate nimic. M-am dus la domnul Hrudei, la DICOT. Mie nu-mi place să dezvălui în registrările pe care le fac, dar dacă domnul Hrudei va nega vreodată... Domnul Hrudei nu mai neagă nimic. Eu aș vrea să, mă rog, să nu fiu pus în situația să fiu contrazis și să aduc probe jurnalistice. Da, deci, corect. Într-o discuție cu domnul Hrudei, șeful DICOT Cluj, el mi-a spus următorul lucru. De atunci, erau anii 2010, 2011, da. 2012, am mai multe discuții cu el, în care l-am întrebat de ce DICOT Cluj nu face nimic pe zona de delapidare a institutului, de ce nu face nimic pe zona de trafic, de ce nu supraveghează activitatea lui Lucan? De ce nu are, în ciuda indiciilor pe care le-am dat de-a lungul vremii, a articolelor de presă, a demersurilor mele din justiție în anul 2013, cazul Arșinel, caz scandalos, public, am întrebat de ce nu face nimic. Și el mi-a spus următorul lucru. Timp de 10 ani de zile, și mi-a făcut așa cu mâinile, timp de 10 ani de zile SRI nu ne-a trimis nicio informare. Deci ceea ce înseamnă că DICOT era dependent de comanda care venea de la SRI, ceea ce este complet nefiresc într-o anchetă penală. Procurorul este cel care indică lucrătorului SRI ce trebuie să facă pentru ancheta lui. Deci el mi-a sugerat de fapt un blocaj venit din partea lui Eugen Cecan, șeful SRI Cluj, care era omul lui Coldea, adus de către Coldea de la Mureș. După cum vedeți, Coldea e foarte, foarte, foarte prezent în Cluj. Și coada lui a protejat pe unii și i-a băgat la pușcărie pe alții. Practic, noi avem o intruziune nefirească a serviciilor în procesul penal, despre care vorbesc acum și oamenii onești. Din păcate, vorbesc și cei care au fost vizați de anchete și care, din păcate, cred eu că se vor distruge, tocmai pentru că în acest lanț au fost intervenții nesănătoase din partea unui serviciu care, din punctul meu de vedere, la nivel de mentalitate, nu s-a reformat. Amintiți-vă cazul Apostu. Da, n-aveau cum. Cazul Uioreanu. Exact. Cazul Lucan, când ofițer de informații
oameni din sistemul judiciar dau informații celor urmăriți penal despre faptul că vor apărea percheziții. Nu uitați, Lucan pleacă din institut cu câteva luni înainte de percheziția procurorilor și ce spune este cât se poate de public și limpede. În anul 2016 îi strânge pe medicii într-o consfătuire la gardă și le spune copilași, în stilul lui, suntem urmăriți. Suntem urmăriți? Suntem, adică îi băga pe toți în urmăriți. Aveți grijă, nu mai puneți mâna pe bani. Deci se referea la suspiciunea că se face un flagrant de mită. Suntem bine, am aflat cine este procurorul de caz și numește pe cel care îl anchetează astăzi. Deci iată cine a compromis interesele justiției, nu așa cum zice deci nașul mafiei Iordăchescu, că da, aș fi făcut e eu... Bine, e aș bine fi, să de știut că tu ai fost acuzat mai nou că ai fi un băiat care ai... Am compromis interesele justiției. Asta este da, nu, acuzația da, care mi că ești un infractor dovedit. Deci eu, din partea unui avocat, mă așteptam la mai multă decență în exprimare, pentru că un infractor dovedit este doar cel care, din câte știu eu, a trecut printr-o anchetă, a trecut printr-o judecată și a primit o condamnare. El dă semnale. Sunt băieții deștepți care au controlat justiția din Cluj ani de zile. Și apropo de ce spunea colegul dumneavoastră, întâlnire la o cafea vis-a-vis de Curtea de Apel Cluj, se întâmplau și între judecători, deci, avocați și procurori și oameni din serii și în Cluj. Și firul roșu al discuției, Crimbologa, care face ciorbe și desface la ciorbe în județul Sălaj acum, este fost șef al DNA Cluj. Să nu uităm acest lucru, da? Și cine sunt cei care sunt acuzați, care au compromis, de fapt, lupta anticorupție? Da? Noi trebuie să discutăm zilele acestea inclusiv despre cazul Bârsan și despre cele trei judecătoare de la Înalta Curte de Casație Justiție care au fost achitate. Bă, dar au fost am achitate... vorbit despre sănătate. Bine ar fi secundă, de am vorbit să... și despre alte teme. E sănătatea publică, ca să spun așa, și pe aia trecem și la sănătate. Deci aceste trei judecătoare au scăpat de mâna lungă a justiției, ca să spun așa, prin vicii de procedură. Aceste vicii de procedură înseamnă ori vicii în dosar, făcute intenționat de procuror sau din prostie sau din neștiință de carte sau din comandă politică, sau înseamnă tergiversarea judecății până când, știi foarte bine, legea cea mai favorabilă devine literă pentru oricine. Uitați-vă ce se întâmplă în cazul Lucan. Da? Se plasează dosarele la Cluj. În zona unde... Unde el a transplantat, a spart pietre, a pus osul. Exact. Exact, nu? Deci ce anume să primească din partea unui judecător de la Tribunalul Cluj decât favorabil, da? Încetul cu încet. Adică omul care încărca în săculeți și încerca să sustragă bijuterii și bani de la locul unei anchete, că vorbim de prejudiciu pe anchetă sau vicierea unei anchete, a primit astăzi că e ok să-și recupereze. Păi, gândiți-vă că un judecător n-a zâmbit în clipa în care justificarea unui individ care fuge cu un sac de ceasuri de aur, el fiind medic, fiind funcționar, având poate vreo 3.500-4.000 de lei pe lună, fuge cu un sac cu ceasuri și bijuterii. Da. Ceasuri, bani și bijuterii. Și explică că merge la reparație la ora 6, jumate, 7, la care a venit percheziția Dicot, Mărginean, generalul Lucan, fugea cu ceasurile. Exact. Și acum linia roșie, ca să spunem așa. Cluj. Da? Acest Cluj și această corupție care ucide în foarte multe feluri. Ucide prin nepăsare, prin delăsare, prin sifonarea banilor care sunt pentru bolnavi. Tu ai filmat la Craiova că ieri chiar discutam despre un caz absolut strigător. Eu încep să văd că acești medici nu se mai uită la medici numiți politici, nu vorbesc de toți medici, cei care au pasiune și depun pasiune, ci acești Dumnezei medical care se uită la pacient și nu văd decât portofelul. Atâta văd. Ei nu văd suferința, nu văd cât e de gros portofelul și în funcție de grosimea portofelului își revarsă empatia asupra suferinței. Da? La Craiova
în spitalul de obstetrică ginecologie, consiliera psihologică se face lângă tomberonul de gunoi și în mizerie, pentru că din cauza faptului că acel manager de spital zice că n-are spațiu și pentru așa ceva. La serviciul de anatomopatologie din Cluj, în buncăr, se intră pe lângă niște buncăre unde se pun hai să urmărim și cele mai așa, în timp ce discutăm, deșeuri. Să urmărim acele imagini de la Craiova pe care le-ai filmat tu, ca să se vadă ce înseamnă de fapt să ai de-a face cu nesimțire și cu hoție pe față și cu nepăsare față de... Deci aici sunt banii dumneavoastră, este spitalul județean, nu? Da, din Craiova. Spitalul județean din Craiova, un oraș care are, exact cum este Clujul, un stadion de 5 stele și niște spitale focare de infecție. I-a picat acoperișul ăla retract la un moment dat, de proaspăt făcut. No, deci cam asta este. Aici sunt banii dumneavoastră, stimați telespectatori. Aici întrețineți dumneavoastră în astfel de mizerii, întrețineți de fapt averile acelor indivizi numiți politic și acelor Dumnezei medicali. Gen mulți. Din păcate, că eu dacă n-aș fi zis că e Craiova, puteai să zici că e Cluj. Da, este același tip de mizere, aceeași intrare infernală, aceeași apropiere a DSP-ului în aceeași curte. Eu voi filma în câteva secunde intrarea în spital, se face, mai sunt cred că 7 secunde și veți vedea că erau excremente pe pereți. Dar cum să nu? Vreau să spun că această filmare este din februarie 2017, din 23 februarie 2017 și au mai filmat la interval de 6 luni. Uite ce mizerie. De mai multe ori și am găsit același infern. Deci am arătat cum intră pe acolo și iese deci pe personalul medical. Deci pe acolo se intră pacientul. Și o să vedeți excremente pe pereți. Uitați-vă acolo la intrare. Aia este intrarea într-un spital secolul 21. Al unui oraș care are stadion de 5 stele. Da. Dar la fel ai filmat tu intrarea în urgență. Intrarea la UPU. Deci uitați-vă, este rahat pe pereți. Deci eu nu și aceleași coridoare mizere, aceleași coridoare înguste, mizere, aceleași trepte tocite de milioane de pași de oameni bolnavi care au pășit pe acolo, dar aceste spitale au fost construite odată și erau noi nouțe. Acolo nu trebuiau decât să fie manager politic, da. Niciodată nu o să-l vedeți schimbat. Este cel care înghite șpăgile pe care le au în acest spital medicii, înghite mizeria de la UPU, unitatea de primiri urgențe din Craiova este un infern al mizeriei. Am filmat inclusiv în toaleta de la UPU, unde nu se putea, nu era colac, nu era apă potabilă, era trântită o faianță, absolut cumplit. Deci... Da, bun, Emanuel, în comisie vor să vadă, în Comisia de Sănătate, unde ești vicepreședinte, ei vor să vadă aceste imagini? Ei le văd aceste imagini, sunt prieteni cu mine pe Facebook, membrii din Comisia de Sănătate. Ei consideră că ce fac eu este salutar și cam atât. Uitați-vă, sub scările alea erau excremente de câine. Eu merg în spate și arăt locul unde niște medici socializau printre niște munți de gunoi. Acolo ieșeau ei la o țigară. Nimeni nu era deranjat de gunoiul în cantități uriașe. La câteva luni, cantitățile de gunoi erau duble. Și m-am întâlnit cu un șef de sindicat de la ProMedica, care este chirurg în acest spital, și a început să râdă. Băi, Emanuel, ce crezi că dacă... Și cu ProTV-ul, dacă vii, gunoaile rămân tot acolo. Am zis, bă, dar vouă nu vă e jenă când mergeți acolo să ieșiți la o țigară, nu vă e jenă... Dar când intră înapoi, intră cu halatele alea contaminate. Contaminate de pe scări, de pe toată suprafața, mizeria este infernală în foarte multe spitale. Și aici nu mai ține și de educație. Există extrem de multă mizerie. Noi, ca popor, ne... numim între noi ospitalieri, ne strămoși cu daci, ne considerăm nu știu cum. În realitate, munții de gunoaie pe care le vedem în spațiile vezi, pe care le vedem în locurile de joacă, pe care le vedem în locurile unde campăm,
sunt dovada lipsei de civilizație și este incredibil că niște medici într-un spital nu se ducă într-o zi să facem ziua curățeniei. O să vedeți dacă vă uitați pe parcursul filmului. Adică ei să la aibă intrarea această inițiativă. Spital este gunoi la poartă, iar în stânga este DSP-ul. Deci direcția de sănătate publică, publică este în aceeași clădire a spitalului. Nu este deranjat nimeni absolut. Societatea civilă, comunitatea se înghesuie acum la un stadion. Spitalul este o abjecție și nimeni nu are nicio reacție. Nu mai înjură. Din când de când pe Olguța, dar o votează cu 75% da, și cam da, haide să, așa merge să, mai departe. Să facem noi așa o mică legătură, că vorba aia, parcă ar fi orașe înfrățite când e vorba de mizeria da, din spitale. Și de spitale infecte, așa este. Cum ți se pare ție de normal sau cât de normal ți se pare că spitale care ele însele prin natura profilului lor medical sunt un pericol, adică TBC infecțioase, sunt în plin centru Clujului. Mai mult, TBC-ul și aceste infecțioase sunt chiar acolo, în HD-ul, între studenți, între oameni tineri, între oameni. Cât de normală este această situație? Bun, noi nu avem un spital monobloc. Nu există în Cluj un spital monobloc. Nici nu se vrea. Nu există. Dar nu se vrea, vreau să spun că nu se vrea. Nu se vrea. Deci fiecare manager de mini-spital, așa, consideră că e proprietatea lui mini-spitalul ăla. Da, pentru că e un business. Fiecare secție este considerat un business de către șeful secției, pentru că șpaga nu a încetat nici după ce s-au dublat salariile. Îmi spunea cineva despre o sumă importantă pe care i-a dat-o unui ortoped din Cluj acum câteva zile. Mai eu mă duc la DGA, mă duc, sunt tot felul de structuri care ar trebui să înceapă să facă flagranturi. Nu știu ce lucrează acei oameni, de ce sunt plătiți, eu n-am prea văzut activitate pe această zonă, dar să nu anticipăm. La Spitalul de Boli Infecțioase lucrurile s-au schimbat radical. Așa. În bine. Asta pentru că o doamnă foarte ambițioasă, doamna Lupșe, sper să nu-i greșesc numele, doamna profesor a muncit câțiva ani absolut colosal și a refăcut circuitele. Peste două săptămâni o să merg acolo și o să arăt ce minuni pot să facă niște oameni competenți. Uitați-vă să ce s-a întâmplat la Bistrița. Și vă zic un lucru pe care îl reiau de fapt, dar vă zic și un lucru în premieră. La Bistrița s-au aranjat lucrurile și pe policlinică s-au făcut investiții. Administrație PSD? Da. Dar care este boala? În locurile unde s-au făcut investiții nu s-a schimbat și calitatea morală a medicilor. Doctorul de acolo, Cocoi sau cum îl cheamă, duce pacienți, este președintele Colegiului Medici. Duce pacienți de la stat la privată, exact cum făcea Lucan la Cluj. Ei, știți cine se anunță că vine spitalul din Bistrița? Pe linie politică? Știți cine merge la vânătoare cu domnul Radu Moldovan? Ciprian Lucan. O, da. Deci, fiul lui Lucan, inculpat, este spaima secției de urologie de acum. Sunt doi medici de acolo care au spus că dacă vine, pentru că Beizadeaua nu vine în orice condiții, vine șef de secție. Păi nu mai merge la Iași. Și a aranjat apele, știți în baza ce? În baza unei relații de prietenie. Și din păcate, managerul de acolo, Lazanica, este unul foarte competent și onest, va trebui să facă pas când se va întâmpla acest lucru. Deci, deja îl simt din discuții, pentru că l-am întrebat dacă știe ceva concret acest lucru și a dat din colț în colț, este clar că s-a venit cu această propunere pe firul scurt. Ce le spun eu celor din Bistrița? Băieți, fiul lui Lucan nu moștenește nici 10% din talentul chirurgical al tatălui, dar moștenește și caracterul mamei, respectiv a soției lui Lucan, despre care legenda este că este de 3 ori mai zgârcită decât Lucan, ceea ce practic e un record mondial. Ori, de aici, trebuie să vă gândiți că familia aceasta mai are multe lucruri de spus în comunitate și avertizez public pe acei medici că fac un serviciu public spunându-le că
Ciprian Luca nu este un talent, din păcate, iar din nefericire, nu numai că nu moștenește ceea ce știa să facă foarte bine tatălui, dar moștenește altele. Dar moștenește caracterul lui. Haideți să luăm publicitate și să revenim, tot despre sănătate vom vorbi, dar sănătate la groapa de gunoi a Clujului. Publicitate. Vai. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@parklake.ro. Sava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate. În colecții din cele mai speciale, fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni
Într-o noapte de vineri, o după-amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Groapa de gunoi de la Patarât. Nu, cred că orice aș putea spune, dar nimic n-ar fi nou. Dar aia nu înseamnă că n-am să repet permanent. Dacă ieri v-a simțit foarte bine cu putoarea care era până în centrul orașului, fumul acela necăcios și ceața aia puturoasă, e de la Patarât. Și că e de la Patarât nu e nimica, dar eu sunt curios să văd ziua în care o să vină o statistică corectă și concretă și are să ne spună care este incidența de boli pulmonare, de boli vasculare, de cancere cu care se confruntă acest oraș din cauza gropii de gunoi de la Patarât, a incendiilor repetate, a incendiilor care numai anul trecut au fost 22, 24, unii spun 29, n-a început bine sezonul și deja sunt 3. Și întotdeauna aceste incendii încep să apară în momentul în care se pune în spațiu public. Mai aveți 3 luni, mai aveți 4 luni. Deci oamenii ăștia de 2 ani de zile mai au 3 luni și umplu rampa. De 2 ani tot umplu rampa, dar focul vine așa izbăvitor, dar nimeni nu pune foc. Credeți-mă. Sunt nenumărate plângeri penale la Poliția Cluj și Poliția Cluj nu găsește suspecții, nu găsește vinovații. Tot timpul auzim, o mână criminală a dat foc. Dar nu există niciun suspect. Anul trecut poliția a reușit să găsească un copil de 14 ani care, fiind de 14 ani, n-are responsabilitate juridică, care și-a aprins sărac o țigară lângă rampă și de la acea țigară a luat dita mai 18.000 de metri pătrați de puneri de deșeuri, au luat foc. Ce să spunem? Trebuie să râdem. Domnul deputat, mie îmi face plăcere să vă aduc aminte de acea discuție noastră cu privire la acel studiu de impact pe sănătate din 2009, pe care ei n-au vrut să-l facă public, l-am făcut noi public, pe care ei nici nu mai vor, dar nimeni nu mai discută despre el de atunci. Incidența bolilor pulmonare, vasculare, cardiovasculare și a cancerilor îs crescute în Apahida și Sânicoară, exact unde bate vântul cu putoarea de la incendii, exact locul unde se duce levigatul, cu de la 40-60% până la 300%. Am spus-o, am arătat grafice, deci n-are rost să le mai arăt încă o dată, ci numai să le pomenim așa. Și totuși, noi tot legume de acolo cumpărăm, noi tot vedem turmele de vaci și de oi păscând în zona gropii de deșeuri. Azi mâine, deși am anunțat public că s-a redeschis groapa de nămol, că s-a retras levigatul, să nu se ducă lumea să facă băi de nămol, sunt convins că o să vedem oameni amărâți făcând băi de nămol iară. Eu am fost astăzi acolo și sunt sub impresia puternică a mizeriei de acolo, a dacă avem imagini, în timp ce discutăm, să punem și imagini, vă rog frumos. Cred că și hainele încă au impregnate mirosul de gunoi, mirosul de ăla, un suros de fum. Amoniac încă fumega rampa. Ce este cu adevărat dramatic este că nu-și asumă nimeni responsabilitatea pentru uriașele erori care s-au făcut de-a lungul timpului în depozitare, în proiectarea gropii. Am văzut acolo o imagine ridicolă, era un puț de 2 pe 2 care chipurile strângea levigatul de pe un munte de gunoi. Dar de este fapt, puțul făcut de către Vereș, de răposatul Vereș. Nu, este un puț mai nou. Mă refer la rampa temporară, la cea care ar trebui să fie temporară și care cred că va deveni permanentă pe foarte mulți ani, pentru că centrul de management a deșeurilor nu va fi gata în acest an cu certitudine. Pentru că noi nu considerăm CMID-urile, acele centre care noi ar trebui să manageriem deșeurile ca fiind o chestiune de siguranță națională. Toate merg pe proceduri greoaie, se ceartă tișe cu nu știu ce constructor, același constructor BN care apare
ca fiind în siajul lui Rus, de fapt se dovedește că în siajul lui Apostu, renovează clădiri frumoase în centrul Clujului, dar rampa nu este gata. Se face Alba Neagra și parkingul din Negoiu, să știți că este legat de Construdava, da, și tot de Bene și tot de afacerile portocalii și pesediste care au îngropat Clujul în acești ani. Ce este dramatic este că levigatul de la această depozitare temporară se scurge în pânza freatică. Deci, practic, acel puț amărât scoate undeva la 10% din cantitatea de levicat și restul merge în pânza freatică, pe apahida, pe sânicoară. Și, practic, fântânile oamenilor sunt otrăvite. Însă, din păcate, deși s-au făcut acolo o grămadă de testări și s-a demonstrat acest lucru, oamenii dau apă la animale. Animalele fac lapte, carne... Okay. Și da, și udă serele, că toate serele Clujului sunt în zonă. Incidența cancerului, incidența bolilor pulmonare acolo este dovedită și supra-dovedită. Ce este dramatic este cumva nepăsarea clujenilor cu privire la această poveste și capacitatea lui Boc absolut incredibilă de a minți la nesfârșit și capacitatea clujenilor de a înghiți aceste gogoși la nesfârșit, spunându-se, asta este o temă de campanie, ce vreți, dacă închidem rampa, gunoiul rămâne în Cluj, cum s-a întâmplat în 2015 sau 2016, în care 4 zile nu s-a făcut, și de ceată, bo, cu prefectul cu nu știu cine. De fapt, toată lumea trăiește într-un rai al mincinoșilor. Și nimeni, de fapt, nu își dorește o rezolvare a acestei probleme temeinic. Că e bănoasă. De ce m-am dus acolo? M-am dus acolo să văd cu ochii mei, să filmez cu ochii mei, inclusiv îndârjirea angajaților de către RADP de a mă împiedica pe mine să filmez pe o rampă care se vede de pe lună că nu respectă nimic din autorizația de mediu. De ce au făcut acest lucru? Nu v-au spus că e... proprietate privată. Rampa RADP este proprietate privată. Mi-a spus, chiar se vede pe live. Asta în condițiile în care se bagă milioane de lei pentru tot felul de utilaje. RADP este regia domeniului public Cluj-Napoca. Striga este regia noastră. Este, dacă n-ar fi tragic, ar fi comic. Este foarte interesant de urmărit cum încearcă să mă împiedice acest individ până a venit domnul de la Agenția de Mediu, domnul Crișan, și mulțumesc domnului prefect că m-a sprijinit în acest demers public, să nu intru într-un conflict fizic. Și oamenii aceia au spus că vor chema scutul negru, că mă vor da afară de acolo, și eu îi explicam că eu sunt deputat. Aia este o investiție publică și clujenii trebuie să vadă cu ochii lor muntele de gunoi care le distruge sănătatea. Dar nu numai muntele de gunoi, faptul că este o minciună. Colectare selectivă. Că, de fapt, ei de-aia s-a atât de îndârjit, că din plasticul acela trăiesc, din plasticul ăla și din metalul de acolo. Vreau să vă spun că pe rampa sponsorizează cariere politice. Pe rampa privată Salprest am filmat și s-a năpustit asupra, în prima filmare se vede pe pagina de Facebook, erau copii de 6-7 ani care erau în munții aia de gunoaie, fără niciun fel de mască de protecție, și mare era scris la poartă: copiii sub 16 ani n-au voie să colecteze de pe această rampă. De fapt, este un mega business care a întreținut campaniile electorale multare a tuturor partidelor din Cluj. Domnul Vereș a gestionat cât a fost în viață această chestiune, când mai venea primăria și amenința că se ghide rampa, aducea câteva sute de oameni să facă protest. Și, practic, s-a învârtit acest cerc vicios al slăbiciunii unor politicieni profund corupți. Pentru că DNA, în cazul Apostu, a devenit târziu și puțin intruziv. DNA n-a intrat în afacerile imobiliare ale lui Apostu. N-a intrat în legăturile cu mafia din această zonă.
ce ați gândărit, cazul Aspazia Droniu, cu o chestie cu un contract, o chestie blândă, i-a dat vreo 3 ani și jumătate deci și culmea că au nimerit greșit. Resurecția infractorilor este că Apostu, după ce a șpăguit o groază de oameni în Cluj, acum vine și ne explică că a avut condiții grele și ne cere bani de la CEDO, ne scuipă în față și cere bani și de la CEDO pentru condițiile grele din detenție. Asta este deci adevărul acolo, despre da. Noi. Deci noi n-am suferit de pe urma șpăgilor, dar ascultați-mă. A suferit el. Eu spun un lucru cu maximă responsabilitate, ca un om care vine și are nări, mirosul de la patarât, foarte, foarte proaspăt, de câteva ore. Eu vă spun un lucru dramatic. Problema rampei temporare este, cum să spun, o soluție care plombează o problemă care poate deveni uriașă peste câteva luni. Dar este uriașă de pe acum. Clujenii sunt învățați înțeleg. Că dacă li se ia gunoiul din fața blocului și îl depozitează aiurea și îl aruncă pe jos și nu reclamă niciodată că nu se ia gunoiul sau o fac prea rar. Dacă se duce din fața casei, este ok. Eu scoat canapea, aș scot mizeria. Nu îi amendează nimeni. Este un haos generalizat. Cele 40 de puncte gospodărești unde că s-ar face colectare selectivă și s-ar băga în pământ. Păi clujenii pun filme pe Facebook când văd că tot gunoiul ăla de fapt se deșartă în același loc. În aceeași mașină, da. Oamenii zic, păi de ce să mai fac eu colectare selectivă dacă nu se face la rampă? Da, se minte cu nerușinare că se trimit mașini specializate. Nu se trimite nicio mașină specializată. Încearcă, te rog frumos, odată să filmezi mașinile care colectează și care, din care curg zoaiele. Dar am filmat acum câteva zile și o să public, mi-ați dat ideea să vă trimit imaginele. Am filmat cum se face colectare selectivă la tomberoanele de la intrarea în primărie. Deci nimeni nu face colectare selectivă în primărie. Deci este un borhot acolo pentru animale și fracția umedă și fracția uscată sunt în același loc. Deci toată lumea consideră această problemă ca fiind secundară, iar eu, ca membru în Comisia de Sănătate, le spun clujenilor cu toată responsabilitatea că ce se întâmplă la Cluj și modul în care se depozitează gunoiul în Cluj și faptul că se întârzie scoaterea gunoiului este o problemă de o chestiune publică. Eu am arătat punctul gospodăresc de pe strada mea, de pe Edgar Chine. Colcă e de șobolani. La 4 blocuri este un punct gospodăresc care este subdimensionat, iar mai jos de locul unde locuiesc eu. Tomberoane sunt în drum, efectiv în drum. Se umplu de gunoi, rămân deschise. Deci n-are rost să vorbim despre ce-o fi Clujul cu emanații de gaze, pentru că gazele alea sunt printre blocuri unde nu s-au făcut locuri de joacă, unde constructorii LACOM neperchiziționați de primărie, neafectați de amenzi, au făcut în locuri de joacă parcări. Și practic trăim într-un ghetou imens, înconjurat de munți de gunoaie, cu oameni care s-au obișnuit să zică, dar noi avem festivaluri. Ghetou inteligent. Avem festivaluri. Da. Avem, suntem mai bine. Avem Cluj Bike care nu funcționează. Mai bun decât bucureștenii. Dom'le, îmi zic oameni, dar nu vedeți nimic bun în Cluj. Măi, oameni buni, gunoiul din stradă și spitale infecte, este datoria mea să lupt ca aceste lucruri să se îndrepte. Pot să fac și eu ca alții, să mă duc la festivaluri cu boc, să învârt în mămăligă, da. Să dau cep la butoaie, să conduc tramvaie, să fac lucruri absolut, să vorbesc despre metrou, o inepție extraordinară. Toate lucrurile care sunt în viitor sunt bune. Se va face, vom face metrou, vom fi primii cu metrou, măi oameni buni. Până ajungem primii cu metrou, sunt floreșteni care ies din Florești și intră și stau o oră în aer cu noxe. Da, ne îmbolnăvim până facem metrou. Nu mai e bine, mergem pe aliniamentul Someșului. Ce face Oradea? Da. Domnul Boc, îl admirați pe domnul Bolojan. Ce face el? Mărește linia de metrou cu 7 km. De ce de nu tramvai. Ne... Cu linia, exact ce promitea cu linia de tramvai. În 2012. Nu e mai realist să mergem pe aliniamentul Someșului și să mergem cu o linie de tramvai până în Florești?
Nu e mai logic. Dar aia promitea Boc în 2012. De ce să promitem metrou pentru anul 2050? De ce să uităm promisiunile omului Emil Boc din 2012, când spunea că va face prelungirea acestei linii de tramvai până în Florești, o linie necesară care ar fi scurtat de chinuri foarte mult floreșteni. Mulțumesc că ai venit la noi la emisiune. Și eu mulțumesc frumos. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. O seară bună tuturor, oriunde v-ați aflat.